În anul 2021 au scăzut tranzacțiile cu terenuri agricole potrivit statisticilor Direcției Agricole. Diferența este notabilă raportată la dosarele depuse și suprafețele de teren vândute. După cum vedem, în 2020 am avut un număr de dosare la Direcția Agricolă primite de 7.731 cu o suprafață de 4.597 de hectare. Anul acesta au fost doar 5.823 cu aproximativ 3.747 hectare. Observăm o diminuare a acestui lucru. Scăderea tranzacțiilor cu terenuri este pusă pe seama legislației. În acest moment, pentru a vinde un hectar agricol, un fermier trebuie să aștepte până la 90 de zile. O perioadă destul de lungă, dar care înlătură samsarii. Legislația a venit mai mult către fermieri, către cei importanți, către actorii principali și mai puțin către, așa zis, și samsari care speculau terenul. La nivel de persoane juridice, anul acesta am avut 327, anul trecut au fost 1100. Persoane fizice 5496 față de 6631. Comuna Ziduri a înregistrat în anul 2021 607 dosare de vânzare cu o suprafață de 306 hectare de teren, urmată de comuna Glodeanu Sărat cu 355 de dosare și Balta Albă, care a înregistrat 337. La polul opus, în anul 2021, comune precum Pardoș, Odăile sau Murgești nu au înregistrat niciun dosar de vânzare. Cea mai tranzacționată comună pe anul trecut a fost Ziduri cu 305 hectare. Da? Observăm că la Glodeanu Siliștea, de exemplu, sau la Gălbinaș, avem o preț maxim de 29,36 de lei pe metru pătrat. Asta înseamnă că un hectar s-a vândut cu 290.000 de lei, după un calcul simplu, și s-a vândut doar cu 10.000 de lei. Terenurile agricole care s-au vândut cu cele mai mari prețuri au fost în comuna Vernești, un metru pătrat costând 59 de lei. În antiteză, un metru pătrat de teren agricol în comuna Bozioru sau Valea Salciei s-a vândut cu 1 leu.